Bine vă revedem din nou la Biblioteca Științifică Institutul Andrei Lupan. Avem astăzi o expoziție deosebită cu fotografii efectuate de domnul Ștefan Susai. Este o expoziție despre oamenii Moldovei, da? Cei care se regăsesc în ele pot să vadă această suită de fotografii care este plasată în incinta bibliotecii noastre. Ne bucurăm să îi avem astăzi alături de noi pe cei care ne vor vorbi despre această expoziție nemijlocit despre oamenii Moldovei și ceea ce este imortalizat în aceste imagini. Da? Pentru mine, ceea ce mi-a atras atenția a fost multă culoare. Totodată, undeva mi-a lăsat așa o amprentă de o expoziție problematizată, totuși, de gen că arată undeva problema demografică a Moldovei, da? Deși avem și imagini, și fotografii cu copii, totodată vedem toată paleta de culori a oamenilor și a peisajelor care le putem întâlni în Republica Moldova. Bine ați venit! Următorul care va vorbi și care ne va lămuri lucrurile, da, din perspectivă etnografică, pentru că avem și o dimensiune de felul acesta, este doctorul în istorie Andrei Prohin, de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, secretar științific în incinta acestui institut. Vreau frumos să vă expuneți pe marginea expoziției de fotografie. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație la această expoziție. Este a doua oară când particip la un eveniment care îl are ca autor pe domnul Ștefan Susai. Prima dată am fost la lansarea cărții dumnealui Ciorocan 110, povești despre satului, poveștile satului. O carte care este o carte albumă, în care se îmbină text și multe fotografii și în care autorul a căutat să facă parcă o monografie, aș zice, originală. O monografie nu în sens științific, dar mai mult în sens artistic, dar încercând să surprindă lucruri care l-au impresionat în acea localitate. Și expoziția de astăzi, mi se pare, ar fi în aceeași cheie. Este parcă un reportaj fotografic din Republica Moldova. Nu ai putea să spui despre aceste fotografii că, uite, ele sunt fotografii etnografice sau caracter documental. Aș zice că ele reflectă mai curând o viziune artistică. Dar o viziune a unui autor care a fost preocupat să surprindă niște lucruri pe care le consideră semnificative pentru localitățile de la noi. Dacă ar privi această expoziție un om care nu e familiar cu cultura românească și care ar încerca prin intermediul lor să cunoască valoarea culturii populare, ce ar putea să vadă aici? Cred că ar putea să vadă puțin. Acum, am mai spus, nu a fost scopul autorului să surprindă anume tradiții populare, dar ele sunt. Vedem pe o fotografie, de exemplu, un grup de oameni care sunt la o mănăstire comună. Vedem colaci cu lumânări care au fost dați de comandă. Oameni îmbrăcați în veșminte de dorul. Într-o altă fotografie vedem două mirese, care sunt îmbrăcate în ochi moderni. Și ne dăm seama că putem doar să intuim că a avut loc o nuntă cu păstrarea anumitor tradiții populare, dar în același timp oamenii sunt moderni. Pe o altă fotografie foarte sugestivă, care cred că nu e una regizată, vedem o căruță cu oameni care trec pe fundalul unui lanț Valea Soarelui. Dar dacă suntem mai atenți, vedem că o femeie din acea căruță vorbește la un smartphone. Un detaliu foarte semnificativ
în care pe de o parte ne gândim, uite, suntem în secolul 21, dar pe de altă parte acest smartphone este atât de micuț încât el practic nu observ. Și îți dai seama că în această fotografie mai important este acel val de floarea soarelui și oamenii din căruță care probabil se întorc de la muncile câmpului. Vorbim despre patrimoniul etnografic. Din fotografiile domnului Ștefan Susai reiese că patrimoniul nostru etnografic se află într-o stare foarte tristă, ceea ce este o realitate. În una din fotografii vedem, de exemplu, o casă cu pridvor, cu stâlp de lemn și cu parapet. Iar în fața casei este o bătrânică care se sprijină în baston. Și vedem că și această casă, la fel ca și bătrânica, are mulți ani și casa nu este îngrijită și, de fapt, se află într-o stare destul de proastă, într-o stare de decadență. Dar ne bucurăm că ea există. Ea, de fapt, reflectă că au fost în trecut gospodari care s-au îngrijit de arhitectura sau și au păstrat anumite tradiții. Sunt foarte frecvente în fotografiile domnului Ștefan Susai țesăturile. Îi plac covarele, îi plac și oamenii în port, așa zis, popular. De fapt, dacă e să comparăm cu acele piese de port pe care le vedem în muzee, ne dăm seama că ceea ce vedem în aceste fotografii sunt, de fapt, niște costume care se doresc a fi populare, dar ele sunt destul de recente, probabil sunt după 1991. Și au fost făcute de oameni care nu au studiat, nu cunosc tradițiile populare în profunzime și au căutat într-un fel să le exprime, dar au reușit într-o foarte mică măsură. Nu sunt respectate, nu este respectat ornamentica, proporțiile, caracteristica acestor costume. Și într-un fel e o situație paradoxală. Pe de o parte, oamenii la diferite sărbători, la evenimente festive, îmbracă aceste costume și vor să arate: uite, noi vrem să păstrăm tradițiile populare. Noi venim cu cântece populare, noi ne mândrim cu propriile obiceiuri, dar pe de altă parte ne dăm seama că în viața satului nostru a intervenit de mult timp, a intervenit o ruptură în care oamenii au fost încadrați în alte activități, în activități de muncă legate de perioada sovietică. Acum sunt într-o epocă de tranziție și foarte mult din aceasta s-a pierdut, încât am putea zice că oamenii sunt în căutarea tradiției. Și din acest punct de vedere, mi se pare extraordinară fotografia unei bătrânele care citește cartea Arta Tradițională din Republica Moldova a doamnei Varvara Buzilă, una dintre cele mai cunoscute cercetătoare a acestei arte de la noi. Cunosc acest album și știu că autoarea a selectat foarte mult bine fotografiile pentru a îndruma oamenii să cunoască valorile autentice ale artei tradiționale. Și din fotografia domnului Ștefan Susai vedem că bătrânica zâmbește privind în această carte și parcă expresia chipului său parcă ne-ar sugera că ea este bucuroasă să-și amintească de ceva. A văzut ceva familiar care îi produce o emoție pozitivă. Și de fapt aceasta ne duce și la gândul că bătrânii păstrează în sufletul lor tradiții autentice văzute din copilărie și îi bucură faptul de a reveni la ele. Am spus că multe din aceste fotografii de fapt ne înfățișează o realitate tristă. Decăderea caselor de cultură, sărăcia, munca grea. Dar în același timp autorul parcă a încercat să ne arate că dincolo de acestea există în oameni o mare voință de a trăi și bucuria de a te bucura de lucruri simple, lucruri necesare vieții.
Aceasta se vede, de exemplu, din fotografiile care sunt în spatele nostru, în care niște oameni cu bucurie își pun mâna, vâră mâna într-o grămadă de grăunțe sau de ciocălăi de porumb. Iar într-o altă fotografie vedem un bărbat care e fericit să scoată fum de țigară pe gură. Sunt niște fotografii pe care poți să le înțelegi în diverse feluri. Poate și ca o critică și o ironizare, dar poate și ca o compasiune a autorului, o încercare a lui de a se apropia de felul de a fi al oamenilor de la noi. Îl felicit pentru această expoziție și îi doresc inspirație și susținere pentru noi proiecte consacrate oamenilor din Republica Moldova. Mulțumim pentru această analiză profundă a lucrărilor expuse aici. În continuare, oferim cuvântul doctorului Victorie Rocaciuc, membru a Uniunii Artiștilor Plastici, ca să se refere la partea artistică și cum vede ea ca un critic de artă această expoziție și tot ce vedem în fotografii. Poftim! Onorată asistentă, stimată doamnă Săi, vă felicit în primul rând cu prilejul acestei lansări și cred că este o întâlnire foarte interesantă și foarte importantă pentru evoluția atât a artelor plastice naționale, cât și a fotografiei naționale. Pentru că odată ce a fost inventat aparatul de fotografia către anii 35, dacă nu mă înșel, ai secolului 19. Deci, odată cu această invenție, s-a schimbat foarte mult în domeniul artelor plastice și putem spune că aceste două domenii, pictura, arta plastică în general și arta fotografică, nu atât concurează, cât se ajută reciproc, fiindcă mulți artiști plastici folosesc aparatul de fotografiat și se observă și o altă tendință. Lucrările artiștilor fotografi devin tot mai picturale, capătă sensuri grafice, conotații, deci de textură, factură și așa mai departe, multe invenții care apropie arta fotografică mult de arta plastică. Și ceea ce observăm în creația domnului Susai, aceste tendințe care sunt în arta contemporană, în atitudinea față de tradiție, față de cultura autohtonă, arta populară și aceleași elemente observăm și în arta plastică. Deci e o tendință comună care iarăși se dezvoltă pe teritoriul nostru și are o istorie aparte, fiindcă chiar și în Muzeul Național de Istorie găsim o colecție frumoasă de fotografie basarabeană și putem observa cum s-a schimbat fotografia națională de la început și până în prezent. Și în acest context vreau să mai menționez că autorul nostru lucrează foarte mult cu natura, cu peisajul, portretul și aceste sarcini de fiecare dată le rezolvă în mod deosebit. Deci caută un cadru cât mai interesant și deosebit organizat, fiindcă chiar și portretul festiv, cum este acela de vis-a-vis, deci eu stau în fața acestui portret, deci monumentalitatea acestor cadre mi se pare că e și mai reușită când este vorba de oamenii noștri din popor, de personajele care poate nu sunt atât de remarcabile prin aspectul lor, deci atât de glorios accentuat și această monumentalitate
marcată și prin simpletate și prin caracterul individual al fiecărui personaj, fiindcă este model, observăm un dialog între personajul și obiectul, deci subiectul și obiectul. Deci cum dialoguează, de exemplu, personajul stând alături, deci practic dialogul cu Iisus Hristos în această troiță. Deci sunt foarte multe imagini care într-adevăr vorbesc de la sine și ne demonstrează calitățile artistului. În primul rând, calitățile de observator foarte bun, de compozitor, fiindcă e important să cunoști, să găsești acest cadru, deci să-l ajustezi așa ca el să fie echilibrat, să fie armonios găsit. Nu este o sarcină atât de simplă și totodată autorul nostru încearcă să mai accentueze problemele clarobscurului, problemele culorilor, fiindcă și accentul coloristic, detaliile care sunt evidențiate în fiecare imagine, iarăși ne demonstrează calitățile artistului, în primul rând ca artist. Deci, în acest sens, țin să-l felicit și doresc mai multe succes în continuare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos! Așa cum putem observa în aceste fotografii că există corelarea aceasta între trecut și prezent, îl vom invita aici pe conferențiarul universitar, doctor în istorie, Ion Xenofontov, să ne vorbească despre valoarea fotografiei ca document istoric în timp. Bună ziua, onorată asistență, domnule Ștefan Susari, bună ziua, vă felicit pentru frumosul eveniment cultural pe care l-ați organizat în lăcașul acesta cultural. Este un eveniment, eu cred că, important și pentru Chișinău în această zi toridă, așa, caniculară. Expoziția de astăzi, așa cum reiese chiar și din titlu, oamenii din Moldova, eu văd în trei dimensiuni. Aș zice vernisajul 3D. Ce înseamnă istoria? Istoria eu le văd în trei dimensiuni. Sunt oamenii, așa cum vedem în genericul noastră, e spațiu, e Moldova. N-ați dat cadru cronologic, dar reieșind după un enunț juridic, atunci când nu se dă data, se are în vedere că actul este valabil de la data emisiei. Adică, din perspectiva actuală, vedem acest titlu și, așa cum a vorbit și colegii Andrei Prohen și Victoria Rocaciuc, au abordat, au încercat, poate și mai critic, să nu spună că este o direcție strictă etnografică sau de artă, eu am să încerc să vorbesc din perspectiva izvorului istoric. Fotografia poate fi considerată o sursă istorică. Se știe bine că o fotografie poate vorbi mai mult decât 1000 de cuvinte. Putem să mai ales din componenta aceasta didactică, poți să spui copilului 45 de minute cât e programat la școală, de exemplu, despre un eveniment istoric și nu înțelege nimic, îi arăți un tablou, o fotografie și dai o mică explicație și a înțeles tot. Deci asta înseamnă foarte mult ceea ce face domnul Ștefan Susai. Deci prin aceste imagini ne transmite factologie, transmite mesaj istoric, așa? Este o fotografie ancorată în perimetrul recent. Istoricii se tem ca să se pronunțe asupra evenimentelor recente. Faza finală a istoriei contemporane se numește istoria timpului prezent, istoria recentă sau istoria lucrurilor în derulare. Noi știm că avem nevoie de o distanță istorică, cam de 30 de ani să ne pronunțăm asupra unor fapte și evenimente istorice, pentru ca să nu dăm greș. De aceea chiar este și o comparație între jurnaliști și istorici, este o comparație a lui Thomson, un istoric englez, el spunea că jurnalistul este veverița care a găsit o alună și repede o înghite, cercetătorul istoricul este veverița care a găsit o alună și o rumegă și o scurpă și iar o rumegă și iar, deci așa încercăm noi să întoarcem prin toate paletele fenomenului istoric ca să-l dăm cât mai obiectiv și nu suntem în goană poate după senzații. Discursul nostru poate nu prezintă interes în timp, dar pe durată lungă are valoare. Așa și aceste fotografii, la o primă privire, s-ar părea că au această componentă artistică. Deci bucură ochiul, este culoare, așa cum s-a spus și antivorbitorii mei. Transmite mesaj. I-a spus domnului Ștefan Susac că am să încerc să-l critic că n-au legende fotografiile. O fotografie fără legendă, parcă e un cuvânt spus pe jumătate.
trebuie să aibă legendă. Dumnealui a spus că fiecare să dea tălmăcire. Fiecare o să dea tălmăcire după cum este el pregătit. Nu toți sunt pregătiți ca să înțeleagă mesajul. Deci pe noi ne interesează mesajul dumneavoastră, așa că la următoarele... Deși am înțeles că aveți undeva legendele fixate, dar așa ați considerat conceptul acesta, a vernisajului de astăzi să nu aibă aceste legende. În fine, fiecare fotografie analizată așa printr-un ochi a unui cercetător din domeniul istoriei vede mentalități. Văd pe bătrânelul cu medalii. Știm că Republica Moldova au rămas cam 500 de veterani în celui de-al doilea război mondial, deci e o epocă care trece, așa? Însă noi nu ne putem lupe de această epocă, pentru că am avut părinți bunici care au participat în acest flagel al secolului extremităților, așa este venit secolul 20. Vedem fotografii care transmite mesaj din componenta economică, așa? Vedem lumea noastră rurală, vedem că domnul Ștefan Susai s-a retras din mediul acesta urban aglomerat în lumea aceasta rurală și mi-am place să mă retrag la sat. Satele noastre care au rămas, chiar dacă sunt foarte triste, mi-amintesc de Lăcașurile Sfinte. Este o pioșenie, este o ancorare spre sentimentul religios și de aceea eu înțeleg că sursa de inspirație trebuie să vină din zona aceasta a sensibilităților și ea este retransmisă foarte bine în mediul rural. Adică noi vedem și această dimensiune urban versus rural, acestor sate care ușor dispar și se racordează la fenomenul de globalizare. În lumea occidentală nu mai sunt sate, cultura populară a dispărut, deci este vorba de societatea post-industrială și domnul Susai se sesizează, fiind având o cultură înaltă, sesizează că trebuie să fixeze pentru o eternitate niște momente pe care ulterior, peste vreo 20-30 de ani, nu o să le mai vedem. Deci asta e cultura artistică cu dimensiune istorică. Am să-i dau o temă pentru acasă, domnule Susai. Zilele acestea lucram la Arhiva Națională a Republicii Moldova cu societatea condusă de Alexandru Plămădeală, societatea de Bel Art. Și acolo am găsit o informație interesantă că în anul 1928, la Chișinău, s-a organizat în premier, în spațiu românesc, o expoziție de artă fotografică la care au participat vreo 20 de state, Canada, Statele Unite ale Americii, Franța. Nu e departe, în 1928, aveți valideități și organizatorice și vă place fotografia, poate să reanimăm acest eveniment. Știți că este Congresul Istoricilor, a început la Cluj, anul acesta va fi la Alba Iulie, legat cu 100 de ani în coronării regelui Ferdinand. Dar dumneavoastră ați putea fi organizatorul la Chișinău în 1928 a 100 de ani a primei expoziții pan-românești și acest gând îl transmit și poate chiar și să-l puneți în practică. Mulțumesc! Felicitări pentru tot! Mulțumim frumos pentru idei și de a pune pe rol alte evenimente importante, așa cum e normal, e bine să îl ascultăm și pe autorul acestei expoziții, să ne vorbească despre ceea ce a simțit el când a făcut aceste fotografii și, în esență, care este ideea principală cu care vine prin această expoziție. Poftim, domnule Ștefan Susai. Mulțumesc! Aș vrea să dau două răspunsuri. Întâi, domnului Prohin a spus de acea fotografie cu bătrâna care se uita în albumul doamnei Buzilă. Eu, la un moment dat, aveam albumul și ea mă întreabă, bătrâna Marusia, nu mai este acum, săraca, mă întreabă, ce carte ai acolo? Zic, despre artă tradițională. Și ia dă-mi eu să mă uit, că eu toată viața am făcut artă tradițională. Și, într-adevăr, în casă avea lucruri foarte frumoase. Mai este o fotografie despre care veniți vorba cu bărbatul care se uită spre Troiță, spre Mântuitor. Acea fotografie, eu am intitulat-o, dar nu vreau să pun explicațiile fotografiilor, fotografii de grup locuitorii satului Chetrișul Nou. Adică mai este un singur locuitor care se uită la Mântuitor. Atâta. Despre alte fotografii veniți vorba cu bătrânul cu medalii. Bătrânul ăla cu medalii este unul din eroii necunoscuți ai Moldovei. Este unul dintre primii deputați care a semnat declarația de independență a Republicii Moldova.
de două ori medaliat cu Ordinul Republicii. Primul deputat din istoria Moldovei care și-a dat demisia. El a vrut să plece din Parlament, a spus că în Parlament trebuie să fie oameni care își doresc și care să aducă și aducă contribuție. El a vrut să întoarcă la pământ, în satul lui, la Izvoare. Pe de altă parte, vă spun, am foarte multe fotografii prin diferite proiecte, am căutat să selectez când cineva se uită la expoziția asta ca și cum vede Moldova de la geamul mașinii, de la nord la sud, de la est la vest. Practic, numai anul trecut a trebuit de două ori, într-o lună și ceva, să merg de la Cișmichioi, din Găgăuzia, ultimul sat din Moldova, până sus la Larga. Unele fotografii vor fi incluse într-un album la care se lucrează acum despre Republica Moldova, pentru că editorul a spus că vrea pe mine fotograf din România, că am altă viziune față de fotografii de aici, mă rog, despre Moldova. Dar, într-adevăr, când vii din afară, vezi un pic altfel, poate, lucrurile. Vreau să spun un lucru despre fotografia Moldova. Am mai spus, mă repet încă o dată, poate cineva va auzi și apropo de ce spunea domnul Xenofontov, am propus și consider că este necesar să fie un muzeu al fotografiei în Moldova. Se pierd foarte multe fotografii în sate, am intrat în case pustii. Sunt fotografii extraordinare, la Ciorocani, pe parcursul lucrării, pe parcursul elaborării lucrării, am intrat într-o casă închisă de 20 de ani. Acolo am găsit cea mai veche fotografie din sat, din 1914. Sunt mai multe inițiative în Moldova de a salva, practic, fotografiile vechi. Eu spun așa, nu? Le salvează cum? Și le iau ei. Noi trebuie să devenim contributori prin fotografiile pe care le facem, prin fotografiile pe care le recuperăm. Noi trebuie să toată această zestre, că fotografia reprezintă o zestre a Moldovei până la noi, toate aceste fotografii, noi trebuie să le ducem spre un muzeu al fotografiei din Moldova. Pentru că dispar din vari motive sute de sate și noi trebuie toate fotografiile să le păstrăm. Pentru că la un moment dat nu se va mai ști nimic de anumite localități și fotografiile vechi, fotografiile pe care le facem noi acum, noi trebuie să le donăm unui muzeu al fotografiei, eu așa spun. Rămân la părerea că este muzeu al fotografiei și în străinătate și trebuie, consider că trebuie făcut și în Republica Moldova. Despre fotografiile mele, ca să revin puțin, le spuneam și studenților, răsăritul și apusul le poate fotografia oricine și de mii de ani toți le văd. Să ne concentrăm asupra oamenilor, să vedem oamenii. Da? Pe mine asta mă interesează în mod special, oamenii, cu munca lor, cu trăirile lor de fiecare zi. Și vă spun ca reacție așa, din străinătate tot, mai înscriu, am mai cumpărat foarte multe fotografii. Și spunea cineva, un francez, un profesor universitar, zice, n-am văzut așa, avea altă părere despre Moldova. Și zic, păi da, că sunt multe idei preconcepute. Căutați să vedeți țara asta prin prisma fotografiilor. Nu, sunt oameni frumoși, sunt sate frumoase. Și practic poate fi așa ca o, cum să spun, sintagmă, așa. Încerc prin munca mea, prin lucru la albume, la diferite proiecte cercetare, să întorc oamenii cu fața spre sat. Asta încerc să fac dacă reușesc bine, dacă nu reușesc, iar nu-i bine. Dar altcineva, cum? Altcineva va reuși. Altcineva va reuși, da. V-am spus, o parte din fotografii vor fi în album despre Republica Moldova, care probabil va vedea lumina tiparului la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Și asta, într-un fel, asta e Moldova mea pe care o văd eu. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Într-adevăr, poate cineva vine la această expoziție și se prinde, da? Și se aprinde, practic, de această artă fotografică și poate nu știți cum oferiți estafeta cuiva mai tânăr ca să vină cu idei noi. Așa cum o fotografie sau orice piesă trebuie privită, analizată și este necesar de timp,
vrem să vă atragem atenția că expoziția va fi deschisă pe câteva săptămâni în cadrul bibliotecii noastre. Vă rugăm să anunțați prietenii, rudele, persoanele care sunt interesate și nu doar să vină să învețe, să vadă ceva interesant, ceva nou. Vom fi cu drag onorați să vă primim în incinta bibliotecii noastre și să vedeți această expoziție și altele care vor urma pe parcursul anului. Vă mulțumim pentru atenție și vă rugăm să vedeți eventual și necesar, poate cineva vrea să se expună pe marginea acestei expoziții, a fotografiilor și a mesajul care îl redă această expoziție. Cu mare drag, vă oferim cuvântul. Poftim! Bună ziua! Am o deosebită onoare să vă cunosc, în primul rând, să particip la acest eveniment. Să le mulțumesc tuturor pentru ceea ce am auzit în adresa colegului meu, prietenul meu, omul ce a făcut mult pentru noi, fiindcă datorită lui noi am deschis calea spre niște acorduri europene, a făcut mult în altă postură. Acum eu m-aș exprima așa despre Ștefan. Este un om ce merge în scris, iar ochii clipesc și imortalizează. Ceea ce vedem aici este probabil că toamna lui Ștefan, lumea pe care el a dorit să o oprească în timp, persoanele corespunzătoare. Pentru mine, nu că este aproape această expoziție prin faptul că sunt personalități din raionul meu, dar este faptul că în fiecare fotografie, sau fiecare fotografie, o citesc în felul meu și eu văd cum se străduie Ștefan să imortalizeze acest dialog între cei din fotografie cu cel ce stă în fața fotografiei. Și tot timpul pentru mine, ca un om ce am venit de la un lucru cu funcții, cu responsabilități, cu tot cele, el îmi sugerează ideea deci, a unei demnități, a unei mândrii și în toate cele, în toate fotografiile lui, eu văd acest lucru, chiar și omul ăla care duce în spate acel snop de vreascuri, vorbește despre faptul că nu se cedeze greutăților. Aici noi vedem un gospodar bun, ce înseamnă să ai o cadă în o gradă. Sau problemele cu motorină sau benzina în câmp, este omul și faptul cum ține mâinile la spate, în gândul său, zice probabil ceva conducător general și nu are grijă de aceste lucruri. Deci, așa suntem noi, astea sunt tradițiile noastre și Ștefan, cu tot ce dispune el prin intelectul său, prin retrăirile față de tot ce ține de cultură, cultura noastră își face, se expune și este un lucru destul de laudabil, fiindcă aceste lucruri vor rămâne și vor depăși în timp. Îți doresc succes, sănătate, multe și am mai mulțumesc. Mulțumesc. Pentru ca paleta să fie de plină, vă rog să vă prezentați ca să cunoască oamenii. Valeriu Mulduc. Așa, mulțumim. Deputat în Parlamentul Moldovei. Mulțumim frumos. Vă felicităm încă o dată pentru această expoziție frumoasă. Vă așteptăm cu lucrarea care va conține, practic, fotografiile din această expoziție. Să o lansăm, de ce nu, iarăși în cadrul Bibliotecei Științifice Institut Andrei Lupa. Mulțumesc. Mulțumim. Vreau să spun o chestiune hazlei. Anul trecut trebuia să ajung în Cișmichioi, în Găgăuzia, ca să facem ședința foto. Și ies din România, deci am ies de la Iași vreo 3-4 ori până să ies din România pe la Galați. Mă întreabă, zice, mergi să alimentați? Păi zic, dar eu fac până acolo 100 de kilometri ca să alimentez. Și se uită în mașină, polițiști de frontieră și vede aparatele orânduite în spate și mă întreabă, dar ce faceți cu atâtea aparate de fotografie? Zic, vă spun, dar rămâne între noi, dar fac fotografii. Și să aveți inspirații. Mulțumesc foarte mult. Cât mai multe. Publicitate. Da, publicitate. Felicitări autorului. Da. Mulțumesc.
asistent. Și organizatorul expoziției noastre, Tatiana Oprea, va vorbi câteva cuvinte în adresa expoziției, inclusiv pentru autorul acestei expoziții. Я хотела бы поздравить нашего дорогого Штефана с его первой персональной фотовыставкой. Это очень важное достижение, потому что презентации книг уже были многочисленные, книг уже выпущено много, они интересные, о них все знают. А вот, это начало как бы. Сначала эти фото появлялись в Фейсбуке, они выставлялись в политехнической академии. Вот. Но вот потихонечку они выходят на большую платформу какую-то и приобретают резонанс. Вот, я бы хотела поздравить его. Дело в том, что он один из тех людей, с которыми мы начинали с самого начала работать. Вот, это уже четвертое мероприятие, которое мы проводим с ним. Вот, три книжных презентации и выставка. Это все-таки уже серьезно. Вот. И пусть сегодня не так много народа, но зато сюда пришли самые близкие, самые любящие его люди, которые хотели бы поздравить. И что я еще хотела сказать? Можно, конечно, искать какие-то недосчеты в этих работах, что-то еще, но надо в первую очередь учитывать такую вещь, что это взгляд журналиста, в первую очередь, журналиста, человека пишущего, вот. И потом уже человека, который старается это все заснять, но он, опять же, со своей точки зрения это делает, так как он это видит и представляет. Вот у него немножко другие законы композиции, у него немножко другие цветовые расклады. Это тоже очень важно, потому что это его индивидуализм, его яркая печать, которая всегда отличает его фотографии, вот, и делают узнаваемым. С удовольствием поздравляю. Am uitat să spun că expoziția va pleca luna viitoare la zilele orașului Ungheni, la Biblioteca Regională a fost cerută. Pe urmă va merge în Găgăuzia, bineînțeles cu mici modificări la fiecare, și pe urmă în nordul Moldovei. Нових больших престижних площадок, где будут выставлены эти фотографии. Au organizat această expoziție, au expus fotografiile domnului Oprea, care a făcut afișul și este foarte important pentru că, practic, sunt niște cărți de vizită. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc tuturor care ați participat la organizarea acestei expoziții. Mulți ani și noi inspirații! Mulțumesc!